Prețurile alimentelor au sărit în aer, iar regele scumpirilor este uleiul de floarea soarelui, un produs care nu poate lipsi din casele românilor. Pentru un litru de ulei, cetățenii plătesc chiar și 10 lei, dublu spre deosebire de alți ani. Uleiul românesc ar putea ajunge în scurt timp să valoreze cât cel de măsline. Chiar dacă cei mai mulți cetățeni din țara noastră nu aleg un ulei de calitate, până și cel mai ieftin a ajuns să coste 7 lei litrul. Oamenii sunt îngroziți de aceste prețuri și nu le vine să creadă. Am mărit, nu? S-au scumpit foarte mult prețurile, foarte mult s-au scumpit la tot. Tot ce cumperi e scump, foarte scump. Câți bani dați pe 6 lei 99, 7 lei. Și de-al scump oricum n-am luat. Decât unul de măsline am luat, că alea le-au dimineața câte o linguriță pe stomacul gol. Comparativ cu alții ani, cum este prețul? Cum salariile astea n-au crescut, înțelegeți? S-au scumpit mult, mult s-au scumpit. Uleiul este esențial, în special în bucătăria românească. Câți bani dați pe o sticlă de ulei? 8 lei, 9 lei. Cum vi se pare acest preț? E prea mare, e prea mare. Față de salariile noastre, e prea mare, absolut tot, și ulei și tot. Noi ce mai e? Eu din pensia mea trăiesc cu 3 persoane. Din 16 milioane. Ce să fac? De unde să iau? Producția slabă de floarea soarelui din ultimii 2 ani, precum și explozia tarifelor la energie și la combustibil, sunt principalii factori care au dus la dublarea prețului la ulei. Cât dați dumneavoastră pe o sticlă de ulei, în prezent? Pe o sticlă de ulei e peste 7 lei, 7-8 lei, 9, depinde de calitate. Cum vi se par aceste prețuri? Păi au urcat cam mult prețurile la ulei. Și la ulei în special. Pentru cu cât este mai scump, cu atât e mai bun. Dar românul nu-și permite ca să cumpere ulei mai scump. Cu toate că sunt bărbat, știu că uleiul cu cât e mai scump e mai bun. Situația este și mai gravă în alte țări. De exemplu, în Coreea de Nord, criza uleiului i-a făcut pe comercianți să îl vândă ca pe parfum, la sticle de 50 de mililitri. Acolo un litru costă aproximativ 9 lei, acum este aproape 50 de lei.